Eu pe părintele Stin am cunoscut în două ipostaze, una de doctor sufletesc și trupesc și a doua de bolnav. În amândouă a fost desăvârșit. În cea de doctor l-a prins toată viața lui până la moarte. În cea de bolnav, ultimii 3-4 ani. Avea o dragoste bolnavi extraordinară. Știți că la ușa lui erau sute de oameni. Majoritatea, cazuri grave, cazuri fără niciun rezultat. Deci cele mai nerezolvabile probleme veneau la el. Cu metastaze, cu boli rare. Deci toate tipurile de boli. Dacă vrea să vrea să medicină, stătea la bântul închilie. Fiindcă am stat 15 ani la linchilie, am văzut cazuri în care oamenii s-au vindecat în mod miraculos. Oameni care nu s-au vindecat, dar în schimb părintele le-a dat atâta putere sufletească să ducă crucea până la capăt, pentru că lui Dumnezeu nu era ca să se vindece. Făcea minunile cu atâta smerenie încât niciodată nu și-a atribuit lui vreodată că face el sau datorită rugăciunilor lui, când cineva îi lăsa un problem, îi zicea o să ne rugăm. Nu zicea o să mă rog, o să ne rugăm. O să ne rugăm și cu frate Dumnezeu așa va fi. Și bineînțeles că se întâmplau foarte multe minuni. Părintele avea o mare slăbiciune și la bolnavi, și la, ca să spun așa, în ghilimele. La bolnav, pentru că avea o milă extraordinară, le simțea suferința până în toate celulele lui. Știa că dacă pe om îl doare capul, el știa exact ce înseamnă durerea de cap. Dacă știa că are o altă suferință, insomnia sau ceva, știa și el ce înseamnă asta. Orice suferință o înțelegea prin trupul lui. Vedeam clar că, din nou, bolnav suferea cu toate celulele lui pentru bolnavul care intra pe ușă.